timp ce ducea numele României dincolo de hotare, pe cele mai mari scene ale lumii, regimul comunist din România l-a condamnat la moarte. Acum s-a întors în țară și ne ajută să-l descoperim. Vă invit să-l cunoaștem împreună pe unul dintre cei mai mari cântăreți de operă din lume, maestrul Vasile Moldoveanu. Sunteți unul dintre cei mai mari tenori ai lumii și cu toate acestea noi, până nu de mult, nu știam că existați. Explicația ați dat-o deja la început, înțelegeți? Pentru că eu am fost paradoxal totul în viața mea și în carieră. Am fost interzis timp de 40 de ani aici, în România. De fiecare dată când am făcut cel puțin 4 televiziuni aici la Iași și pe urmă înainte la București, vin pentru a 5-a oară în România, cred. Întrebarea invariabilă a fost aceeași, de ce și cum? Și nu știu să vă răspund, pentru că faptul probabil, numai am fost considerat trădător de țară, trădător de patrie și bineînțeles că tot ce făcusem înainte la Opera Română, la radio, imprimările care le-am făcut, au dispărut. Nu erau interzise, acum le-au distrus în parte și unele au rămas și le-au scos din arhive și din când în când mai le dau la televiziune, la radio. Dar nu știu să vă răspund pentru că nu cred că am fost un caz izolat, dar n-au fost mulți condamnați la moarte pentru că au plecat în străinătate să facă cariera. De unde vine pasiunea aceasta mistuitoare pentru operă? Din familie? În ce familie ați crescut? Familia mea era o familie foarte simplă. Tatăl meu muncea în port. Eu sunt constanțean de origine și după plecarea mea, părinții mei au vândut. Toți aveau o căsuță acolo la deci, Constanța. Cumva, era o familie de condiție modestă. Modestă. Posibilități materiale foarte modestă, da. Și au vândut, s-au retras lângă fratele meu, care între timp a terminat facultatea ca inginer hidraulic și a lucrat la Iași. Și încă la Iași, mai mic un an jumate, ca mine, Adrian. Și s-au retras lângă el din motive obiective, pentru că nu mai puteau trăi acolo, începuseră bătrânețe și fratele meu putea să-i ajute în aceeași perioadă, însă bineînțeles că cu plecarea mea s-au complicat un pic lucrurile, au fost persecutat un pic, chemat în fiecare săptămână, de 2-3 ori, securitate, interogatorii, nu știu, vremuri grele, știai, nu știai de ce a plecat, cum a plecat. Totul era gri, negru. De fapt, ați avut carieră și în România, dar relativ scurtă, din 1966 până în 71. Da. În 72 ați plecat. În 72 am plecat. Cum a fost perioada aceea? Cum vă amintiți anii aceia? Era și politica operei române în acea epocă. Eu am absolvit conservatorul Ciprian Porumbescu și am fost repartizat la Opera Română. Și politica era să nu ți se dea de la început roluri tari, roluri mari, să te distrugă. Și asta era foarte bine, pentru că acel timp cine stăpânea opera erau niște aristocrații și ai cântului și ai muzicii, cum era Bredicianu, era director când am plecat. Și erau câțiva mari cântăreți care vedeau că tineretul își depășească frontierele. Și mi s-au dat roluri mai medii, mai mici, pe urmă din ce în ce mai mult, dar perioada a fost scurtă, după aia am plecat la audiții. Mi s-a dat să cânt Boema, mi s-a dat să cânt Lucia, cred, și Domn Pascoale. Am făcut și 3 roluri prime, spre sfârșit. Cumva lumea aceasta operei era vizată de către securitatea comunistă, de către sistemul comunist, adică exista o ciocnire între aceste două lumi atunci când erați în România. În România trebuia să... Știu că aveați un securist al operei, ca să spunem. Așa e, da. Vreau să le evit. Era, bineînțeles că era acest securist al operei care... Nu știu ce grad avea, nu mai țin minte, capitan sau nu știu ce. O singură dată am avut o mică discuție și... Spunea dacă cumva ai să pleci odată în străinătate,
am să te rog să te uiți un pic în jur, românii, ceva, chestii de-astea, cum erau pe atunci. O propunere. Bineînțeles, ați găsit în mine omul cel mai... În viața mea m-am făcut rol al mii și nu o să fac. Și acest securist al operei... vreți să vorbim de asta? Vă rog. Pentru că asta cumva ne ajută să ne dăm seama... E unul din motivele pentru care ați plecat. Era o țară încărcată, o țară grea, România atunci. După ce am plecat, probabil că a fost și, să spuneți, o interpretare eronată a codului penal, dar probabil că a fost, eu am crezut că a fost o răzbunare mai mult, pentru că după 2-3 ani, eram deja în carieră, veneau colegi din țară și colegi care erau carnet roșu, nu știu ce, dar ca să vă dați seama. Da, exact. Au venit din când în când, veneau pe în străinătate și în mod foarte discret să stai acolo, să nu vin, să nu cumva să vii, că securistul operei s-a lăudat, că te pușcă cu mâna lui și chestii de-astea, înțelegeți? Așa erau timpurile. Bineînțeles că nu numai că nu aveam niciun gând să mai vin în țară, începusem să-mi construiesc viața, cariera, să mi-o construiesc pe alte baze, renunțasem la ideea de a reveni în România, pentru că era și o perioadă atât de strict, o perioadă așa de acest regim totalitar, că dacă să mă întorc, de ce să intru în închisoare? Nu aveam niciun gând, eram plin de contracte. Sigur, era o nebunie să vă întoarceți atunci. Cred că a fost un caz... O soprană sau nu știu cine, auzisem eu că unul dintre colegele mele, care făcuse o mică carieră în străinătate și era căsătorit în Germania cu un bas foarte influent din punct de vedere politic și s-a întors și avocatul la închisoare. Era o istorie întreagă, Genscher, care era ministru de externe atunci în Germania, au intervenit și au scos-o. A suferit câteva luni înfiorătoare. Complicații inutile, putea să nu fie. Inutile. Cum ați plecat? Cum ați reușit să plecați în Germania? În 72 era prima ieșire din țară atunci? Am plecat cu multă, o aventură întreagă. Deja plecarea a fost o aventură, însă dacă am reușit, a fost șirurile astea de fapte fericite în viața mea. Am plecat pentru că venise Opera Română a invitat impresari străini din Germania, în special, să vadă spectacole la operă și m-au remarcat și printre ceilalți, un impresar din Düsseldorf, cred, m-a întrebat dacă n-aș vrea să viu, nu știu ce, soția mea pe timpul ăla, ea care vorbea germană, eu nu, am întrebat cum să facem, ce să facem. El a spus, zice, vă trimit invitația și nicio problemă. Și așa a fost și pe urmă și profesorul meu, Dinu Bădescu, era un mare tenor care a dispărut. Fusese și el impresariat de un alt mare impresar, Vlatarski, de la Viena, și amândoi mi-au trimis invitații. M-am dus și eu la Aria, era singura agenție română de impresariat, se chema Aria la București. Și cumva era un filtru, de fapt, prin care treceați toți cei care doreau să plecați dincolo. Da, era o agenție, bineînțeles, că sub egida comunistă, era o condusă tot și chiar veniturile toate se dădeau la... Aproape tot. Adică din ce câștigau soliștii, mare parte din bani mergeau acolo. La asta aproape mergeau. Aproape tot, nu? Ei luau și ei zi, dacă îți vreau mai dădeau. Cred că așa era ce am auzit. Și m-am dus la Aria, mi-a spus, noi vrem să vă dăm drumul, nu aveți viză germană. Plus că nu erați nici membru pe CR. Nimic, da, eu n-am fost, eram singur din Opera Română, cum și nu știu, nici până ziua de astăzi, dar n-am avut carnet roșu niciodată. Îmi spuneau secretari pe timpul, nu vii și tu să facem o cerere? Păi vin sigur, dar
știi că acum vreau să învăț, vreau să asta, m-am strecurat, nu știu cum, dar niciodată nu am fost. Ei și iubeam foarte mult. Și ce să vă spun eu, tot așa am mers cu n-ai viză germană, până într-o zi am găsit o colegă de-a noastră din balet de la operă care vorbea germană. Zice, eu vin cu tine să vorbim cu ambasador, dar de ce nu ți-a dat viza? Norocul și ăsta, vă spun că a fost o înșiruire de fapte foarte norocoase în viața mea. Ne-am dus, ambasadorul m-a văzut și în spectacolul de Boema cu două serii înainte. Zice, v-am văzut în Boema, ce frumos, o operă. Zic, tu ambasador, ea traducea, însă nu înțeleg de ce nu mi se dă și mie posibilitatea, de ce nu dau din Germania, viza germană, să pot fac și eu audiții cum au făcut atâți alții de aici, de la operă. Stați așa să căutăm. A luat un registru și a început să răsfăiască și cum aveți de două luni. Fantastic. Și atunci l-am rugat să-mi dea mână și cu această doamnă din balet pe care n-am mai văzut-o și tare aș vrea să mai văd odată și să o îmbrățișez. Mai trăiește? Ne-am dus la... Da, Ini Verona se numește. Și ne-am dus la Aria și nu am mai avut ce să fac. Și m-au lăsat. Era viza, da. Și m-au lăsat să plec. Ați plecat din țară. Am plecat și acolo au fost alte aventuri. Făcusem rost de $30, lui niciodată, pe care i-a un prieten de-al meu mi-a desfăcut tocul, a tăiat și i-a spus acolo, ca să am de avion, de la eram hotărât să nu mai... Ați plecat din țară cu gândul acesta, să nu vă mai întoarceți. Cu gândul să fac audiții și dacă cumva reușesc... Pe cine ați lăsat în țară la plecare? Ce spuneți? Pe cine ați lăsat în țară la plecare? Zic, părinții și cu Adrian, pe fratele meu, care erau toți la ea și părinții mei sunt morți aici. Și cu toate că știați că o să aibă de suferit, era o regulă asta nescrisă. Era un pic de inconștiență, dacă vreți, însă în același timp erau și încurajările familiei. Acum putem să le spunem pe timpul Adrian, că de fiecare dată când erau întrebat, ce băi, de atâtea ori am spus că nu știu nimic și dar știam tot. Așa că, ce să vă spun, era și inconștiența tinereții, pasiunea pentru operă și încurajamentele lor. Au spus, lasă că nu se întâmplă nimic cu noi, noi ne-am retras acum lângă Adrian. Adrian era foarte bine văzut aici și foarte util, a făcut enorm pentru ea, și înțelegeți, poate ați văzut televiziunea unde primarul i-a fost stagiar la fratele meu, primarul actual. Actualul, dar domnul Nechita. Da, da, Nechita. Da. Și el a spus-o, eram pe platou, eu urmam după el și a spus că domnul așa l-am cunoscut pe maestru Moldoveanu, pentru că fratele lui mi-a fost mie șef la... Deci, numai că îl interogau din când în când, îl întrebau, însă, în general, ce am înțeles de la el, ești foarte mult mai tăcut ca mine. El e matematicianul și eram cel cu visurile și cu iluziile. Soția dumneavoastră a plecat din țară și dumnea ei? Da. Era în baletul Operei Române, dintr-o familie foarte bogată, veche familie, și de vreo 9 ori n-au lăsat-o, că era în balet. Și de fiecare dată când ajungea la aeroport, o lăsau să intre și în avion de multe ori, și eu am numărat de 9 ori. Tu? Nu. Și îmi întorceau din nou. Și pe urmă am plecat amândoi, am fost o perioadă de 30 de ani împreună, după care s-au întors lucrurile și aș vrea să evit această discuție, nu știu după ce rezoane și de ce, și e foarte, foarte complicat, foarte... Avem un fiu care îl ador,
lucrurile așa s-au întâmplat în viață și de 15 ani sunt împreună cu o doamnă elvețiancă. Nu ne-am certat în 15 ani odată, o singură dispută, înțelegeți? Care este rețeta? Fericirea. Deci sunteți fericit? Din punctul ăsta de vedere, foarte fericit, bineînțeles. Mi-am reparat nervii după perioada aia. Perioada mai tulbură. 78 de chile, aveam 61, înțelegeți? Am pierdut enorm și asta a durut. Dar m-am refăcut și viața e fericită. Rancea m-a invitat aici la opera din Iași. Sunt cu fratele meu în fiecare seară. Lucrez cu niște oameni adorați. Am găsit un potențial aici la Iași formidabil de voci, pentru că toată lumea e un laxism, o stare de negațiune acum către operă, și asta la cel mai înalt nivel chiar. A, nu mai avem tenor, nu mai avem cântăreți, nu mai avem profesor, nu mai avem operă, ce știi tu? Bine, a fost o perioadă de aur, înțelegeți, vreau n-ați apucat-o când erau cei 4-5 baritoni, erau tenori, erau toți de clasă. Dar aici venind, eu nu mă așteptam ca la opera din Iași să găsesc distribuții întregi, dar de mare calitate, pe care vreau să-i ajut să facem niște spectacole deja doamna Rancea, doamna Beatrice Rancea a schimbat fața operei. Uitați-vă, fratele meu a fost mult timp la operă și când a venit acum a fost invitat, l-a invitat aici la sala plină la operă, deci veneau 15 oameni, deci nu mai venea nimeni la operă, sala era într-un hal fără de hal, opera de lăsată. Bine, sunt încă probleme majore, sunt mai ales financiare. Alte priorități, probabil, tăia bugetul. O să ajungem și acolo. Da? Mi-ar face plăcere. Și eu vreau cu siguranță, și eu sunt interesat de subiectul ăsta. După ce ați plecat din țară, că spuneam la începutul discuției noastre că regimul comunist a extras cumva din codul penal, cel puțin eu asta am aflat, și ați fost, dacă vreți, pus în registrul acesta de reprezentant al țării într-o misiune peste hotare. Interpretarea codului. Exact, și a fost asociată cu refuz de întoarcere în țară, ceea ce deja constituia înaltă trădare, în opinia lor. Și de aici a rezultat pedeapsa cu moarte. Ați aflat vreodată cine v-a trădat de aici din țară? V-ați citit dosarul? Cu siguranță aveți unul. Și păstra și acum undeva. Și asta vreau să evit. Și asta vreau nu să... Nu le dați nume, cu siguranță, nici nu-mi doresc chestia asta. Dar nu știu dacă are legătură cu plecarea mea un pic mai târziu, înțelegeți, în perioada din străinătate. Da. Dar m-aș fi și plictisit să vă spun, mi-a pus 500 de pagini, mi-a pus în față să citesc și să... Da. Și am refuzat-o, deci am citit două, trei pagini și m-am plictisit. Erau lucruri foarte, foarte... Dar v-a urmărit și dincolo. Știu că povesteați dumneavoastră la un moment dat despre un domn, tot așa bine intenționat, nu? Erați în Statele Unite deja? Acela la New York, cu o geantă, cu magnetofon. O geantă, da, și o lăsase puțin întredeschisă, l-a lăsat-o pe canapea. Eram la Mayflower, la hotel, n-aveam încă apartamentul meu și văd să... Ceva înăuntru se rotea, nu se vedea distinct, dar se vedea. Și acest domn a început să mă întrebe ce părere am despre România, despre regimul de acolo, și ce vrea să se afle de la mine cât mai multe. În sfârșit, era așa de evident că nu mi-a trebuit mult să înțeleg despre ce e vorba și nevastă și tot așa. M-am dus la desk, am spus la jos să nu-l mai lase la... Pentru că dacă a spus că s-a dat ca reprezentant la televiziunea română, s-a dat... Și bineînțeles că l-au lăsat să vină în cameră. Și pe urmă n-am mai venit și după un an de zile am auzit că aceeași persoană mi-a spus un domn Florea, care era... cum să spun, directorul Vocea Americii. Radio Vocea Americii. Știu că se asculta și la noi aici,
Mai asculta lumea prin casă, așa. Da, am, și acolo m-au chemat. Și Europa Liberă se asculta și... Acolo aveam director un drag prieten pe Vlad, care l-au găsit mort. Ați auzit de drama asta? Da. Era prieten bun, istoric, un istoric, un profesor de istorie. Și l-au găsit. Însă Florea, dimpotrivă. Când m-a chemat, am spus anumite lucruri care Nicole și îmi făcea niște semne disperate în spate și după asta, domnul Moldovean nu m-a dat afară, domnul, dacă mai cotere. Și zic, nu, lasă, spunem totul. Și ați ajuns în Germania. Am ajuns în Germania. Cum vi s-a părut Occidentul? Adică veneați dintr-o țară comunistă, o țară gri, probabil a fost un impact. M-a frapat în primul rând bogăția, m-a frapat toate astea, dar n-aveam nimic în buzunar, înțelegeți? Te uitai și admirai, vedeai că peste tot abundența de... Când am plecat eu aici, de aici în Măcelării, nu era decât o specie de slănină, dar numai albă, așa de groasă, nu vă exagerez, care venea din China. Asta e tot ce se găsea. Era o perioadă de... Stăteam de dimineață, mi-aduc aminte, pentru nevastă mai adora laptele, stăteam cozi întregi de la 6, de la 5 dimineața, pentru o sticlă de lapte și 2 ouă sau 3 ouă, nu mai țin minte. Și, bineînțeles, asta te frapează, tânăr, nu știu ce, nu știam nici, n-am știut până atunci ce e aia, să mușchi de vacă sau nu exista ceva. Abundența din toate punctele de vedere te frapa, dar după asta te trezești la realitate, spui, dar eu ce fac în lumea asta rece? Unde mă duc și ce fac? Și bineînțeles că m-am centrat și am zis, sfătuit de anumiți oameni, bineînțeles, am spus, trebuie să mă duc să fac audiții de la un impresar și după asta să încerc să fac un angajament. Și așa a fost. Și a cântat din 72 până în 77 în Germania. Da, și reveneam după asta, pentru că nu cântam numai în America. Acolo am fost timp de 11 ani jumătate, dar făceam serii de sau premieră sau 15 spectacole și până reveneam, cântam peste tot. Nu că eram blocat. Făceam, sincer vorbind, făceam contractele pe mai lungă durată, pentru că mi-a oferit și ocazia asta, erau așa de la Met, ca să nu-l perturb prea mult pe fiul care era mic, și făcea jumătate la Monte Carlo și jumătate la liceu francez, un liceu foarte bun, liceu din New York, liceu francez foarte bun. Și așa stăteam câte două, trei luni, să nu-l perturb de la școală. Foarte interesant, spuneați la un moment dat că nu știați limba germană când ați ajuns în Germania. Deloc. Și ați cântat un întreg spectacol învățat pe de rost. Unul. Dar e un spectacol întreg, nu e ușor. Unul și a fost o istorie pe care am spus-o bine. Am repetat-o tot timpul. Pentru că la început n-am făcut în acest teatru unde am fost nevoit să cânt în limba germană, am făcut un alt teatru din nordul Germaniei, la Bremen, un teatru de întindere mijlocie, nu era top. Însă, ce se întâmplă? Germania, am mai spus-o și asta am repetat, are 75 de teatre de operă. Fiecare teatru sunt eșalonate. München, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt, de primă categorie, înainte de toate, München, Berlin, Hamburg, cu un buget enorm. Să nu mai vorbim, enorm. Și după asta urmează aceste teatre. Teatru din Stuttgart, teatru foarte mare, dar de tradiție germană, de 100 sau și mai mult de ani, numai repertoriul german. Wagner, Strauss. Din fericire, directorul, când a ajuns la pensie, era un fost tenor de Wagner, Wolfgang Wingassen, care toate discurile care le găsiți cu Wagner, e și el, e foarte mare tenor de Wagner.
Și la pensie ajunsese director la opera din Stuttgart și avea și el o marotă. El iubea muzica italiană. Adora și, a fost și visul, lui a fost, visul lui a fost să aducă o echipă de cântăreți italieni, în special tenor, că el era tenor, să introducă încet, încet, pentru că iar sunt așa de când sunt tradiționalist, nu văd altceva. Anul nou, la noi, german, limba germană. Și m-au auzit pe mine, zice, veniți la noi să faceți o audiție. Am făcut audiția, mi-a dat spectacol de probă, mi-a dat spectacol de probă cu opera Boema, eram fericit și pe urmă îmi spune, zice, da, da, știți ce se întâmplă? V-aș ruga din suflet să învățați, eu nu știam decât butontag, asta era tot ce știam pe timpul ăla, să învățați ca să demonstrăm bunăvoință față de publicul ăsta care e tradiționalist, Wagner, limba germană, și să vedeți că o să ne fie bine după asta. Și am început să învăț o limba germană. Cât v-a luat ca timp? Cât v-a luat ca timp să învățați? Învăț repede, dar nu știu dacă tot ce am spus acolo era valabil. Acum vorbesc germană. N-ar fi nicio problemă pentru mine acum să învăț, dar atunci nu știam nimic. Și am învățat tot în limba germană, mi-au dat spectacolul de probă și nu vă mai spun, în actul 3 sunt niște fraze acolo care la un moment dat am rezistat eu și cu nervii, că erau toți muzicieni de clasă, muzicieni de renume mondial, erau Varviso, erau Vingasen, erau toți, unul era în culise, unul în sală și mă ascultau ce spun acolo, să vadă cum trec această probă de foc cu limba germană, poemă, prin excelență, operă de italiană, de verism. Și am ajuns eu până la actul 3 și la actul 3 e o frază acolo. Dimmi una civetta che frascheggia con tutti. La vedere că Mimi, el minte, Rodolfo spune, că Mimi e capabil să ducă cu primul întâlnit ceva așa, dar el minte, se minte și pe el și pe alții. Și în germană sună cam așa. Mimi stai in dirne, disi capi mi talen. Ce am spus? Acum o să știu și sensul cuvint, dar în momentul ăla trac nervi, am spus niște enormități, ce-mi venea în gură, ce-mi venea în minte, am uitat cuvintele și m-am spus de la mine ce-am putut. Am văzut că erau pe jos de râs, cel puțin Varviso, care era un elvețian, un dirijor de mare clasă, dar de la Zürich, era un elvețian, cum să din Elveția germană. Văzut pe toți că mor de râs, zic că am terminat-o, trebuie să mă îndrept spre alt teatru acum. Și spre surpriza mea, vin ca să directorul pe asta, mă arat așa de omul. Hermul Lăveanu, comun zimit mir, veniți cu mine, m-a dus în biroul lui. Ce să vă spun? Probabil că m-ați învățat exact cum trebuie. Însă, eu vă fac un angajament pe 3 ani. Când am auzit 3 ani, însă să nu mai cântați în viața dumneavoastră în limba germană. Și nu, nicio grijă. Lăsați pe mine. Nu era nicio supărare. Nu, deloc. Nu am fost inițiatorul. Am făcut ce am putut. Sunt foarte, foarte drăguți, foarte, foarte primitor, foarte teatrele germane în special și o trambulină, păi mulți le-aș recomanda, spune, o școală în sine, când ai așa o orchestră, pianiști extraordinar, foarte bună școală germană și sunt multe teatre. Probabil că în statul ăsta de criză actuală, în perioada, probabil că onorariile sunt mai reduse, nu știu, nu mai ți-am pierdut contactul total.
să merite și acolo să merite să faci o școală, o experiență. Ați ajuns la Metropolitan Opera, la New York, și acolo în o altă 1977. Da, cred. Cum ați ajuns acolo, în primul rând, și bănuiesc că nu oricine ajunge acolo este primit să cânte la Met. Ce se întâmplă? Vicepreședinta de la doamna Nelly Walter, care deja avea 78 de ani, avea vârsta care o am, nu știu dacă mai trăiește, însă auzise, cum auzise și Wingasen, auzise că există un tenor italian care merită să fie ascultat, probabil. Și mi-a telefonat, spre surpriza mea, m-a telefonat la, în timpul ăla locuiam la München, cred, și domnul Moldoveanu, când pot să vorbea perfect germană, l-a vorbit cu mine, însă ea fusese impresară sau directoare, sau nu știu, pe la opera din Viena. Dar cu mulți ani înainte s-a retras la New York după asta cu soțul ei. Și nu spus, dacă puteți să-mi faceți o audiție, zic, cu cea mai mare dragoste, doamna Walter, da. E imposibil să plec acum din Germania, pentru că am contract acolo, aveam contract, aveam un contract la... Nu știu dacă aveam deja contractul, dar eram propus pentru Ducele de Mantua în Rigoletto la München. Un Rigoletto care, probabil că la vești noastră acolo, era regizat de Roman, de Polanski. Da, mare regizat. Da. Și atunci zice, nu, stați acolo că vin eu. A venit, m-a ascultat într-o sală, acolo, cântat o arie, și pentru mine e elocvent. Nu e nevoie să cântați a doua. Eu, o să auziți de mine, într-o săptămână vă trimit o invitație pentru America. Atât a spus, a plecat. Și scurt timp după asta mi-au trimis o invitație de la Metropolitan că sunt invitat să cânt nu direct pe scena Metului. În perioada aia se făcea așa vestitul tur al Metului. Orașe din America care voiau să vadă Metul acasă, plăteau bani greși, veneau cu tot cu orchestră chiar, teatrele, în orașele unde exista un teatru de operă, aveau și orchestră, dar altele veneau și cu orchestră, cu soliști și toți erau obligați să cânte, cât era de mic, cât era de... Nimeni nu evita turul de la Met. Toți au cântat. Și m-au propus pentru La Bohème de Puccini la Minneapolis, acolo am debutat, la Minneapolis, da, cu o distribuție foarte, foarte mare. Puternic. Am ajuns acolo, am ajuns la primele repetiții. Bineînțeles, te privesc, la început te privesc un pic sceptic, terorul din est. Însă, atmosfera să te degajă din ce în ce mai mult, în momentul când începi să cânti, când începi să joci, când înțelegi, te tratează ca pe... Și pe urmă am rămas prieten și partener cu, spre exemplu, Renata Scotto, care era cea mai mare soprană în epocă. Am rămas prieten și colegi până la sfârșit, aproape tot ce am cântat la Met, aproape. Și cu Luciano Pavarotti? Luciano, bun, eu l-am adoram și eu vocea lui, el mă iubea pe mine, avea o bonomie, Luciano, era... Pentru prima oară am plâns când a murit, pentru că mi-au dispărut foarte mulți colegi. Bine, asta e cursul vieții. Nimeni nu să supraviețuim pământului, dar m-a durut foarte mult, pentru că era un om extraordinar, cu mine cel puțin. Ce aud, ce vedeam eu pe New York Times, New York Post, erau casele de publicitate între anumite persoane, se băteau între ei ca ne... Asta n-avea niciun pic de valoare, înțelegeți? Pe urmă, ei pe stradă se întâlneau, se îmbrățișeau. Acolo casele de publicitate sunt foarte, foarte puternice și foarte scumpe. Rivalitățile sunt foarte mari. Ce spuneți? Rivalitățile sunt foarte mari. Da, rivalități.
nici măcar nu erau, dar trebuia să-și justifice existența. Dacă vă spun sumele, știu și asta, dar sume extraordinare pe an, luau pentru... Și unii se pretau la publicitate dintre colegi, dar alții nu. El era cu bonomia lui, se precipita odată, l-au pus să stea cu poncio, cu sombrero, pe un cald, a traversat Fifth Avenue, cea mai principală, era pe cald cu poncio. L-am văzut dimineața la televiziune. Trebuia să fie o apariție. El se preta la trecută. Extraordinară să-l vezi pe Luciano Pavarotti pe un cal, da, pe cel mai important bulevard din New York, da, mergând, pur și simplu. Da, da, da. El se preta la asta, adora treburile astea, dar sunt alții care nu făceau asta. N-ați fost ispitit niciodată, nu? Să intrați în jocul ăsta? Eu am detestat publicitatea. Nu că era mult prea... cum să vă spun, complexat de ce trăisem aici și timid prin natură, de la natură, și în plus eram și complexat. Aici a fost o perioadă, dumneavoastră nu știți, dar a fost o perioadă, eu am plecat la 37 de ani, dar o perioadă în care 30 de ani nu făcea decât să tremur de frică ce se întâmplă. Plus că trecuse și, eu mi-aduc aminte și de prima zi de război, trecuse multe peste mine. Mie totuși îmi vine greu să cred că sunteți un timid din fire. Adică după atâtea spectacole, aveți 105 spectacole la Metropolitan Opera, timp de 11 ani. Cum intrați pe scenă? Cum vă depășiți timiditatea asta? Ah, bine, asta le trăim... Că sunt niște emoții acolo care pot deveni destructive la un moment. E, asta este problema, să nu devină destructive, să fie emoții constructive. Pentru tărețul care intră pe scenă să cânte ca un automat, mie nu-mi spune nimic. De asta le cer pasiune, le cer și copilor de aici și peste tot. Când tărețul, dacă nu e... Ăsta e motorul vieții, înțelegeți, al pasiunii, să intre pe scenă, să spună ceva și din suflet. Dacă spune numai, cântă numai cu o tehnică și cu cele mai multe ori cu o tehnică relativă, nu trece peste rampă, înțelegeți? Marile personalități au avut și aici celălalt, au avut și suflet, au avut și tehnică bună. Gândiți-vă la aceste divine, ca Calas și... Corelli, Monaco, i-am cunoscut pe toți, cu ne-am cântat cu alții, eram după ei. Au avut și suflet, un mare suflet, înțelegeți? Le puneau totul pe scenă, sacrificau tot pentru scenă. Numai așa se poate face ceva. Care sunt rolurile care v-au rămas mai tare în inimă? Au fost, în primul rând, deși eu am făcut 3 Live from the Met. În decursul carierei de la Metropolit am făcut Simone Boccanegra, Il Tabarro și Don Carlos. Mai mult sau mai puțin le-am iubit pe toate. Însă rolul meu de preferință a fost Manolescu de Puccini. Un rol foarte renant, însă depui și foarte mult suflet și l-am iubit. Și aveam chiar o reputație deosebită cu rolul ăsta. Am iubit și Tabarro, care erau transmisii în direct de la Met, dacă le găsim, cred că, pe ăla. Eu nu le-am văzut, dar știu că se transmitea da. De multe ori. Eu am avut astea 3. Însă rolul care l-am iubit cel mai mult a fost Manolescu și, pe urmă, în ordine, tot repertoriul care îl cântam. Te pasiona, pentru că și Tabarro e ceva de o frumusețe, de o intensitate, aparține unui curent care se cheamă curentul verist, au adus viața normală pe scenă și trăiești. Eu sunt din Constanța. Mai am un frate, Adrian, de care v-am vorbit, și eram așa de nebun că nu vă puteți imagina când eram mici și mama, ca să mai scape din când în când de noi, ne dădea cu tata, ne lua tata în port și avea câteva cunoștințe, un capitan de remorcher și ne lăsa acolo cu el, eram 7 ani și eu aveam 9 sau...
ne lăsa cu el și ne-a fascinat așa de tare. De unde de doi năzdrăvani care eram acasă, înțelegeți că un vapor mic trage așa o enormitate de vapoarele alea, de mărfuri, cum se cărcau, cum se descărcau, marinare care ne făceau semne. Totul ne-a fascinat în port și nu ne mișcam. Și după asta tata, cu frică, îl întreba pe capitan, pe prietenul lui, domnule, de chiar spuneți-mi, v-au distrus nervii ăștia, dragi ăștia mici. Ce spuneți, domnule Moldoveanu, sunt doi îngeri, copiii ăștia nu s-au mișcat. Și bă, acasă era dezastru. Vă veneați în explodam. Fire. Vă veneați în fire. Da, exact. Și pe urmă la Met, Il Tabarro, cam asta e subiectul, înțelegeți? Se petrece totul cu un mic vaporaș. Și în Brașov o punere în scenă. La Brașov, primul spectacol pe care l-ați avut în România, cu un tânăr regizor, de altfel, un băiat de excepție. Naghi, Alexandru Naghi, exact. A făcut regia, care mi-e și foarte drag, pentru că are și voce, un băiat foarte talentat din toate punctele de vedere. Știu că acum locuiți la Monte Carlo. Acum... Sau și la Monte Carlo. Și la Monte Carlo. Da. Suntem mai mulți în Elveția, pentru că soția mea e elvețiancă, la Cran-sur-Sier, în partea franceză a Elveției. E o stațiune foarte mare, superbă. Și de acolo venim și ne și mai simplu să venim în România de acolo decât de la aeroportul din Nița, pentru că nu e un vol direct, înțelegeți? De aici ne duce cineva până la Milano, la Meața, și de acolo e direct. Însă de la Nița trebuie să treci prin, cred că, prin München întâi și nu știu, două, trei aeroporturi. Am o viață întreagă de aeroporte, nu mai rezist. Când erați departe de țară, departe de România, ați avut vreodată speranța că regimul ăsta comunist o să cadă într-o zi și o să vă întoarceți? A spus problema la motos? Speranța rămâne, ce să vă spun eu, speranța rămâne undeva, pentru că atâta nedreptate nu poate să o mai înghită nici nimeni, nici omenia, nici Dumnezeu, nici nimeni. Aveam o mică speranță, însă, cunoscând antecedentele, cunoscând ce strict era viața, un regim care nu lăsa să filtreze nimic, nu erau prea mari aceste speranțe. Și când eram la Roma, mi-aduc aminte, când am văzut tot ce s-a întâmplat cu procesul ăla, eram cu niște prieteni care stăteam pe jos. Pe... Erați acolo la Revoluție, nu? În 89. Da, și Revoluția și până cu procesul lui Ceaușescu și toate astea, eram cu niște prieteni și am primit toată mascarada aia, am spus. Același... Nu că nu merita. Eu nu știu, asta, ei viața cuiva, eu sunt foarte credincios, înțelegeți, eu cu biserica, cu asta, nu pot să accept, din punct de vedere uman, puteau să-l închidă pe viață și să nu mai iasă de acolo, dar tot procesul ăla cu oia care trăgeau, cu nu știu ce, pentru mine era ca o... A meritat soarta din plin, au făcut atâta rău. Însă vă spun, din punct de vedere uman, mi-a fost aproape milă când am văzut cum au dat tot, înțelegeți, au dat tot, execuție, tot. Și gărzile care erau și pe garduri, trăgeau și ăia, și nu era un pluton, înțelegeți, era ceva așa de... Am arătat că nu suntem mai buni decât ei, în felul ăsta. N-am dovedit superioritate. O spuneți dumneavoastră și asta a fost și în sufletul meu. Pentru că i-am văzut și pe cei de lângă mine, prietenii mei care erau toți trei, erau italieni, francezi, i-am văzut că erau crispați așa și rămăseseră petrificați de toată treaba asta. Și îmi spuneau și același lucru, spuneau și ei, de ce nu i-a închis pe viață, de ce nu le-a dat la muncă forțată, cum fac la noi, nu știu ce. Da, așa, cu părea ceva foarte sălbatic, înțelegeți, cum prezentată România, ca o
Și nu e așa, nu e asta, nu e România mea asta. V-ați întors în România acum și, ca să ne întoarcem din nou la execuția soților Ceaușescu, ei n-au fost singuri care au murit în zilele acelea, au murit sute de tineri la Timișoara și la București. Și asta. Ca să schimbe ceva. S-a schimbat cu ceva România? Ce vă spune sufletul când veniți în țară aici? Ai enorm, asta putem să spunem, da, că a meritat jertfa acelor oameni? Sigur că da. Păi, ce să vă spun eu, ce văd eu după 42 de ani, când acum sunt pentru a cincea oară, cred. Schimbare enormă și, în primul rând, asta răspund și la tineri. Munciți că merită, pentru că e ceva care nu trebuie să cedăm și nu trebuie să cedați voi, care ați cucerit cu sânge aici în România, e libertatea. Nu aveam libertate de nimic, nici de discuție, nici de plecat. Plecat, întors, erau numai 4-5 care plecau și veneau în sfârșit. Asta e. Nu că nu erau de calitate, unii dintre ei de mare calitate, însă erau foarte puțini care puteau să-și permită să plece, să vină, să le dea pașaportul. Eu am vrut, spre exemplu, am recomandat la o mare agenție și colegi, niște prieteni, dacă ar putea să-i ajutăm să vină și ei. Și mi s-a răspuns net, invariabil, același răspuns. Nu putem, pentru că în România e un regim închis, nu putem programa un cântăreș pe unul de viză. I se întâmplase de mai multe ori la mari agenții din străinătate și atunci au spus numai aia care știm că îi lasă. Avem în față două atitudini diferite. Deci o Românie care vă condamnă la moarte și una care vă decorează cu cea mai înaltă distinție. Președintele Traian Băsescu, nu de mult, v-a decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de comandor. Da. Simțiți acest gest ca unul de reparație pentru tot ce s-a întâmplat? Și asta, eu am fost copleșit de gest, pentru că nu mă așteptam, ca să fiu sincer, nu mă așteptam la așa ceva. După toată oprimarea asta, m-am întors cu inima strânsă. Prima oară când am fost în România, am fost, fără să privesc în jur, am fost direct la fratele meu aici, la Iași, incognito, înțelegeți? Aveam o căsuță care el o construise pentru mine, săracul, și n-am văzut pe nimeni decât pe Adrian, am vizitat un pic în jur și atâta. Mi-am dat seama că schimbarea e enormă, deja de la aeroport, cum te primesc, când văd că ai un pașaport, eu nu am pașaport român, eu am și pașaport străin, dar niciun fel de opoziție, numai răutatea care o simțeai în ochii vameșilor, ai securității, ai când... Nimic din toate astea. E un câștig enorm și pe urmă, să mai vorbim de Iași. Iași se transformă de la o zi la alta. Gigi face lucruri extraordinare aici. Chiar și între 99 am venit prima oară, acum 5 ani. Și acum e superb, Iașu, soția mea adoră Iașu și nu mai vrea să plece acum de aici. Spunea vrea să ne cumpărăm. Stați la etajul 10 la hotel acum. 12. 12. Și aveți o privire. O vedere imprenabilă, de superbă. Și asta ce admiră și ce... Numără bisericile, vor 5-6 numai de la fereastrele numărăm, numai... Deci, ce credincioși sunt românii, bă, și așa au rămas. Și pe urmă îi vedem pe stradă în fața bisericii, că îți faci cruce și să nu uitați asta. Gestul ăsta pentru un occidental ar părea cel puțin... Deplasat, da. Ei nu să duc la biserică, la mesă, și eu eram obligat, nu puteam să vin, mă duceam la mese acolo. Și sunt biserici ortodoxe, e biserica rusă la Nița, e biserica rusă la... Unde am fost eu? A fost chiar biserica de la Nița, a fost ajutată de francez ca să se poată susține. Da, să se poată susține, au ajutat-o de Biserica Catolică. Am fost acolo, chiar a fost un mic concert cu un alt oprimat al statului
comunist român, dacă ați auzit de Radu Aldulescu, e un violoncelist de renume mondial și tot așa. Tot a fost cenzurat, da? Exact, același sistem. Da. Cumva, eu cred că bucuria imensă pe care o aveți este că acum, susținând acest masterclass la Iași, la Opera Română din Iași, puteți să modelați tinerii care calcă pe urmă. Și, bă, ce simțiți? Înainte de toate, surpriza enormă care am avut-o, pentru că e un potențial așa de important, că mă face să visez. Am fost tot timpul un visător și văd că nu mi-a trecut încă. Și la vârsta mea, normal, ar fi trebuit să mă potolez, dar visez încă. Și când am văzut acest trezor de voci, de frumusețe, de calitate, de voci, mă ambiționez și vreau să fac ceva. Dacă îmi reușește... Vă rog. Dacă îmi va reuși acest lucru, o să plec și o zi, că numai anii trec, însă o să fi fericit până în ultima clipă, dacă reușește ce m-am pus în cap cu Opera din Iași, cu tinereții tăi, să te ajute Dumnezeu. Spuneați că când ați urcat pe scenă aici, pe scena aceasta, a spus că atât de bine arată sala, încât îmi venea să cânt. Dar m-am abținut pentru că am niște ani de acum. Apropo de bucuria asta. Superbă sala, e o bijuterie. De o frumusețe cum rar să văd și sunt teatrele al italiana, sunt câteva teatre, San Carlo din Napoli, că au așa aerul ăsta de... Pentru că o sală de operă modernă, am cântat și în săli moderne și în săli pompoase. Sala modernă, vă spun eu că să și cântă mai rece și cântărețul e mai... Da, să cânti așa într-o sală cu așa frumusețe în jur, bineînțeles că te stimulează. E o bijuterie, nu mă așteptam, n-am cunoscut-o. Era, când am venit la fratele, era în renovare. A fost mulți ani în... Da, și mi-a spus fratele, nu putem să o vizităm. Și era și trei erarhii de renovare. Lucruri care eu acum revin în mai, la sfârșitul lui mai, pentru pregătirea ce mi-am pus în cap. Vă rog să continuați, îmi cer scuze că v-am întrerupt. Ce proiecte de viitor aveți? Asta urma să spuneți. Proiectele mele sunt în special legate de Opera din Iași. Bine că am trăit și o mare tristețe în perioada asta de 3 săptămâni, când am auzit că bugetul de la Opera din Iași a fost, nu numai din Opera din Iași, din toate teatrele din provincie, a fost redus la jumătate. Ori e ceva care nu înțeleg, pentru că cultura românească se afirmă și mai mult în străinătate cu această oglindă superbă care e tradiția în operă, teatru, sculptură și Brâncuși, cum îi spune, și Brâncuși era român, și Eugen Onescu era român, Enescu era român, și cultura românească nu trebuie să piardă. Reduci bugetul la operă, la toate operele din țară, însă menții bugetul numai în Opera Centrală la București, care e mai mare decât bugetul la toate celelalte opere din țară. Nu spun că Opera din București, opera care în primul rând trebuie să afirme pe plan internațional, dar se va afirma, eu sper, că lucrurile vor merge spre bine. Cu acest buget își pot permite să aducă cântăreți foarte buni, de renume mondial, să cânte pe scenă, dar același lucru le putem face și noi aici, cu mijloace mai reduse, numai că să nu le reducă prea mult, la zero. Are mare noroc Opera din Iași, pentru că sunteți aici, cu dumneavoastră, pentru că sunteți aici și îi sprijiniți. Și veniți și... Nu știu dacă e un noroc, dar sunt absolut hotărât să fac tot ce pot și să fiu alături de Beatrice Rancea în toate acțiunile care le preconizează pentru viitor, ca să facem ceva de și mai bine, și mai frumos, și mai
încât să vină public de peste tot, din țară, de peste tot, să vină doar de spectacole, pentru că sunt spectacole de calitate extraordinară. Dacă reușim asta, sunt greutăți enorme, înțelegeți? Pentru că trebuie și o scenografie, trebuie să făcute decoruri, trebuie, totul costă. Dar, cum am vorbit și cu ea ce face niște, combină niște, ia decoruri de nu știu unde, face și ea ce poate, dar trebuie ajutată. Singurul care o ajută, sper că e Gigi, primarul, domnul Nichita, care a făcut așa lucruri frumoase în Iași. Am pus și eu la el, am vorbit, e foarte drăguț, foarte bine intenționat, să vedem. Să ajute și opera. Concluzionând acum, băiețelul acela din Constanța, care eu știu că asculta muzică de operă la un aparat de radio. Un aparat de radio Orion. Așa, exact. Dintr-o familie de condiție modestă, tatăl lucra în port. Da. Ați ajuns, după un drum sinuos, ca să nu spun mai mult, să fiți unul dintre cei mai mari cântăreți de operă din lume. Tenor. Bun, asta o spuneți dumneavoastră. Aprecierile sunt alea. Eu mi-am făcut datoria față de muzică, eram așa de pasionat de muzică, pe urmă am devenit pasionat de operă, am făcut datoria din plin, cred, pe scenele internaționale, încât să onorez și muzica, să mă onorez și părinții, și numele, și tot, și în special țara care m-a condamnat într-o anumită perioadă. Eram, ce să vă spun, făceam o premieră, făceam o directă de la Metz sau nu știu ce, eram tot tipul, eram tenorul român, tenorul de origine română. Ce spuneau aici și ce au făcut nu avea nicio valoare. Așa că asta e satisfacția mea și mândria. Satisfacțiile le știm acum, oarecum, dar cel mai mare regret pe care îl aveți, sau unul dintre cele mai mari regrete, dacă ați putea să dați timpul înapoi, ce ați modificat acolo? Ce ați dori să schimbați? În toată ecuația asta existențială. Ce aș schimba? Cariera mea era așa de... mi-a prins așa de mult timp și așa de... eram așa de ocupat, așa de legat de... eu nu am văzut prea multe, ca să fiu sincer, am trăit 45 de ani sau 50 de ani pe scenă, dar era familia care, dacă voiau să viziteze, vizita un muzeu, să viziteze un acuarium, să viziteze grădina zoologică, să ducă să vadă nu știu care stradă superbă plină de buticuri, dar eu nu puteam să-mi permit nimic. Prea fric, prea cald, prea umed, prea nu știu, tot tipul. Când cânti în fața la 5.000 de persoane la Met, când cânti 11 ani, îți cam sapă nervii. Și plus celelalte, că veneam în țară și nici acolo nu eram, nu puteam să clachez. Trebuia să fii, în operă trebuie să fii tot timpul perfect. Perfect e un mod de a te atende. Cum spunea Callas, nu suntem, poate de două sau trei ori în carieră, suntem în perfectă condiție fizică. Însă asta le mascăm, înțelegeți? Deci, indiferent dacă aveți supărări, necazuri, pe scenă trebuie să fiți... Sigur că da. Eu am făcut, spre exemplu, îmi venise vestea din România că mi-a murit tata la ora 11 și o seară aveam spectacol de gală de Tosca cu Montserrat Caballé, nu puteam să evit. M-a spus, nu, e imposibil, vă înțelegem, dar nu se poate, nu știu. Și am cântat ce era în sufletul meu, trebuia mascat. Sunt și momente din astea, dar... Sunt prețul plătit pentru succes, exact. Pentru glorie. E o viață de sacrificiu. E o viață de sacrificiu, vreau să-i sperii, dacă spun mai mult, pe urmă se sperie. Însă, vă rog să mă credeți că dacă reușești, merită sacrificiile din plin. Eu așa cred. Satisfacțiile sunt aceleași și nu sunt...
nu mai satisfacție, pentru că azi e și obiceiul ăsta să gândească satisfacțiile sunt numai din punct de vedere bolnav sau nu știu ce. Satisfacțiile sunt când vezi fericirea în ochii celor pe cărora le servești toată ființa, dacă o dai pe tavă. Și se vede în sală atmosfera sălii, după primele note, după primele fraze, îți dai seama cum reacționează publicul, înțelegeți? Și pentru asta luptăm o viață întreagă, dar eu cred că e o misiune nobilă, așa ce cel puțin o consider eu și încerc să le insuflu lor. Vă mulțumesc, maestre Vasile Moldoveanu, pentru această discuție. Pentru mine, întâlnirea noastră va rămâne un punct major de reper, mult timp de acum înainte și o să-mi amintesc cu foarte mult drag. Și vă așteptăm la Iași, cât mai des, să veniți. Fiți sigur că vin. Și vă mulțumesc și eu că mi-ați dat această ocazie, vă mulțumesc foarte mult. Și mă impresionează un singur lucru, mai mult decât credeți. Dumneavoastră mă spuneți că va rămâne pentru mine ceva ca o amintire și e același lucru care mi s-a spus după o altă emisiune puțin timp în urmă. N-am văzut-o, nu, știți. Nu. Chiar asta simt. Da, dar tot de acolo zice, pentru mine să știți că de acum e o schimbare în viața mea, faptul că v-am întâlnit și am discutat și am filmat împreună Denis Moraru. Dacă ați auzit de la Antena 3... Îmi sună cunoscut, sigur. Da. Sigur. O fată excepțională, un jurnalist de... Și ea mi-a spus același lucru, când spuneți dumneavoastră, asta e pentru... Balsam. Lasciai Iberia la corte, lasciai.